Ar fi așa ca niște personaje care se clatină în bătaia vântului, dar nu cad. Poate fi și un mic semn de modestie. O reluare a temelor vechi și mereu actuale într-o formulă nouă. Mircea Roman este unul dintre sculptorii reprezentativi ai contemporanității. Este absolvent al Academiei de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj, iar numele său a devenit un reper după câștigarea Marelui Premiu al Trienale de la Osaka pentru sculptură, un fel de Oscar al sculpturii. Pentru mine a fost foarte important pentru că a venit relativ repede, eram tânăr, eram plin de elan, am trimis o lucrare de mari dimensiuni cum credeam că ar trebui să particip și sigur că a fost o mare surpriză și foarte binevenit. El mi-a dat și posibilitatea să merg la Londra. Cea mai nouă expoziție și cea mai amplă din ultima vreme este cea din Portugalia, unde 11 lucrări înnobilează spațiul unei impresionante catedrale gotice. În prezent am o expoziție la mănăstirea din Batalia. Este o mănăstire gotică, extrem de frumoasă, cu spații generoase și am acolo 11 lucrări. Cred că este una dintre cele mai mari expoziții care le am în afară și sunt 9 lucrări din instalația Dezorient Express, personaje la zid. Pe lângă ele mai e o Pietà și un personaj nevinovat. Ei au intitulat expoziția Sacrificiu și cred că titlul se potrivește foarte bine cu locul. Temele care îl definesc pe Mircea Roman sunt pe cât de noi, pe atât de vechi, reluări sau reinterpretări ale subiectelor care l-au preocupat ca sculptor, cea mai cunoscută fiind Dezorient Express. Am făcut un tunel de metal care a avut 18 metri lungime, 5 metri înălțime și 3 metri lățime. În acest container am amplasat 12 sculpturi, câte 6 pe fiecare perete. Ideea era să fie personajele față în față, prinse de zid, pentru că ziceam eu, noi foarte ușor îl vedem pe celălalt cum este, dar nu ne vedem pe noi înșine. Și zidurile nu sunt de fapt între noi și zidul e în noi. Noi nu trecem de zid. A inițiat mai apoi teme cu două personaje sau a conceput lucrări în care golul devine la fel de important precum plinul, ducându-ne cu gândul la idei precum origini, nașterea, interioritatea sau chiar fragilitatea corpului și a sufletului omenesc. Am început să lucrez în lemn cam prin 96 și atunci aveam un atelier mic, voiam să fac lucrări mari și voiam să fac și un material definitiv, dar nu prea știam ce o să fie. Nu mă vedeam lucrând piatră pentru că nu-mi place praful de piatră și nici bușteni nu prea vedeam eu să mut prin atelier. Și atunci am zis, hai să fac din bucăți și de la început am colorat adezivul să se vadă că e din bucăți. Tehnica mi-a plăcut de la început și dacă la prima lucrare am făcut un model de Ipsos pe care l-am copiat, după aia am început să lucrez liber și tehnica m-a condus și la alte lucrări, așa am ajuns și la personajele goale pe dinăuntru și la ceea ce fac astăzi.